pierdem acest tren, pierdem aceste avantaje și istoria nu ne va ierta. Asta este principiul. Domnule, dacă nu plesnește ceva, înseamnă că totul e în regulă. Dar, de fapt, o groază de lucruri stau să plesnească. Vă puteți închipui câte astfel de stații clandestine funcționează la ora la care vorbim în România? Atâta că nu explodează. Dacă nu explodează, nu există, deși vede primarul, vede polițistul, vede Serviciul Român de Informații, vede prefectul, vede mediul și așa mai departe. Care e cel mai rău lucru care s-a putut întâmpla? Taxarea cifrei de afaceri. Deci asta nu se întâmplă nicăieri într-o economie liberală. Rațiunea pentru care stă în picioare economia noastră, nu a noastră românească, ci economia, capitalismul liberal de piață, este profitul. În momentul în care ai scos lucrul ăsta, dispare motivarea oricărei ființe umane, că este salariat sau că este angajator. Uneori ai senzația că decizia nu se ia neapărat pe scena politică. Ce, ți-a crescut economia cu 40%? Da, da. Este o minciună sfruntată. Nici da. Nu există banii ăștia. Avem o copleșitoare evaziune fiscală. Copleșitoare. Și când spun copleșitoare, mă refer la dezinteresul statului de a opri această evaziune. Noi exportăm creiere, oameni foarte bine pregătiți. Asta este, cum să zic, asta este cea mai mare dramă a României. Competitivitatea României bazată pe salariile mici a trecut, s-a dus, la revedere. Acum să ne uităm, salariul mediu este de 1000 de euro. Salutare tuturor, bine ați revenit la Vorbitorincii Leaders. V-am explicat conceptul nostru și mulțumim pentru susținere, mulțumim pentru like, share, subscribe, pentru oamenii care ne-au trimis mesaje bune și gânduri bune de la emisiunea trecută încoace. Vom vorbi așadar cu cei mai deștepți oameni din România. Adăugăm Leaders proiectului Vorbitorincii, care rămâne la locul lui, pentru că vrem să construim aici o rețea a binelui și o rețea a oamenilor deștepți care au soluții pentru România. Asta înseamnă Leaders. O să spunem și o să aducem idei în spațiul public care să fie răspândite din ce în ce mai tare și ambiția noastră aici și a mea este să vă arătăm că și în România se poate. Și am o listă cu 10 de oameni care sunt cei mai deștepți din țara asta, care se confruntă cu probleme în țara asta, care și construiesc. Ei sunt jurnaliști, comentatori, antreprenori, oameni de afaceri, profesori universitari, oameni care schimbă lucrurile. Pe ei o să-i cunoașteți. Astăzi, omul care face probabil cele mai bune reviste, că sunt mai multe, o să vă explicăm imediat, cele mai bune reviste de economie și gândire românească. Ăsta este termenul pe care îl folosesc. Un jurnalist pe care îl admir foarte mult, care are în spate peste 30 de ani de carieră, un om care cunoaște economia și societatea românească atât de bine, încât a construit cel mai important produs de gândire românească pe care l-am văzut în această țară. Produsul acesta se numește Cronicile Curs de Guvernare, iar site-ul pe care îl găsiți tot timpul se numește Curs de Guvernare. Numele său este Cristian Grosu. Salutare! Mulțumesc că ești aici! Mulțumesc și eu! Nu te laud degeaba, ești o sursă de inspirație pentru mine și pentru Vorbitorinci, trebuie să spun asta. Comunitatea pe care ai agregat-o acolo la Curs de Guvernare și în Cronicile Curs de Guvernare este realmente o inspirație. Sunt, din punctul meu de vedere, oameni foarte deștepți, oameni care au idei, know-how. La un moment dat am tradus împreună cu Loran Balin produsul tău ca numindu-se know-how românesc. Știința de a face în România. Date, fapte, explicații și cred că ești foarte mândru de ideea că zeci, sute de jurnaliști din România, când verifică informații, se uită pe Curs de Guvernare. Să vadă date, fapte, idei, istorii. Da, chestia este că chiar în zilele astea, pe 22 noiembrie, Curs de Guvernare, și mă refer aici la site, pentru că site-ul este exclusiv online, Curs de Guvernare, împlinește 13 ani.
Și la vremea respectivă, pe foarte mulți i-a intrigat faptul că i-am dat acest nume, curs de guvernare. Și am plecat de la ideea că nu noi suntem profesorii, dar am constatasem după 20 de ani la vremea respectivă de presă, acum fac tot în noiembrie, 30 de ani de presă, din 93 lucrez în presă, am constatat că oamenii care într-adevăr au soluții nu sunt cei invitați de obicei la televiziuni, nu sunt ei cei invitați să facă tot felul de analize, pentru că se înțelege, nu întotdeauna sunt foarte buni vorbitori și nu vând, nu-i așa? Și atunci am zis, hai să vedem ce cred oamenii ăștia care ar putea să stea în spatele unor decizii foarte sănătoase, unor decizii politico-economice. Spuneai că suntem poate cel mai bun ziar de economie. N-aș zice că suntem de economie, ci mai degrabă de politici publice. Sigur că tendința noastră este să ducem orice decizie de politică publică, să o trecem prin filtru economic. Pentru că până la urmă totul costă bani și ceva se întâmplă sau nu din lipsa banilor sau după componenta economică. Așa că am scanat tot timpul ceea ce s-a întâmplat pe, în general pe toate palierele societății, economiei, politicii externe, poftim, chiar al mentalităților, organizării sociale sau, hai să zicem, uneori chiar, nu sociale, societale, structura de societate care ne caracterizează și cum evoluează ea și cum ar putea arăta ea într-un mod ideal, sigur, atâta cât se poate în sud-estul Europei, ideal, în așa fel încât să funcționeze și să producă valoare adăugată și în economie, și în comportament, și în dezvoltare în general. Deci asta a fost prima oară. Asta s-a întâmplat acum 13 ani. Cum aveți asta? Așa, 10 ani mai târziu, nu, 8 ani mai târziu, am venit cu ceva cu totul special. Cronicile curs de guvernare. În primul rând, cronicile sunt ceva cu totul diferit de curs de guvernare, de site-ul curs de guvernare. În primul rând pentru că sunt exclusiv print și, sau poate asta în al doilea rând, în primul rând pentru că au un cu totul alt conținut. Cronicile mai degrabă încearcă să surprindă într-o cheie istorică informațiile de zi cu zi care ajung la noi și să le pună cap la cap, chiar în această, să zic, formulă, de aia am și zis cronicile, că aduce ceva cu istoria, cu ceva care rămâne. De ce e important? Absolut toate textele de aici, în primul rând, sunt mai degrabă fixate ca într-un soi de jurnal. Deși ele sunt scrise alert, la timpul prezent, dar foarte puțini oameni au percepția că tot ceea ce fac, tot ceea ce ni se întâmplă, lucrurile cu care interacționăm zilnic, au o foarte mare greutate istorică, mai ales în acest moment. Așa, ca paranteză, după anii 90, cu toți eram convinși, am intrat în capitalism, asta e lumea veșnică și așa mai departe, istoria s-a sfârșit, cum sună acea teorie. Istoria nu s-a sfârșit, vedem foarte bine că vechii demoni, străvechii demoni ai omenirii reapar, se întorc pe partea cealaltă, se ridică în picioare, se încaieră, iarăși asta va fi, după părerea mea, până la, cum se zice, până la judecata de apoi. Cristian Grosu, deci le arăt așa, cronicile curs de guvernare sunt tipărite, sunt pline de deșteptăciune românească pentru mine. Și nu numai românească. Și străină, da, și străină. Da, eu s-a axat pe români pentru că tu mi-ai demonstrat în scris criptic, băi, suntem o nație care are gândire, are propria capacitate de gândire. Pentru că noi suntem obișnuiți ca în spațiu public să ne lamentăm. Asta este ideea. Bă, cât de rău, cât de nasol, ăia au făcut, ăia sunt niște proști, ăia nu știu ce. Or, curs de guvernare schimbă asta. Adică aici scriu niște cetățeni care zic, băi, uitați, asta e problema X, se rezolvă făcând chestiunile astea. Și oameni realmente, pentru care am toată stima adunați aici. Ele pornesc, de, vă spun eu, pornesc de la numărul 100 în jos,
Asta e interesant. Da. Asta trebuie să o explic. Da. Acum 5 ani, pentru că facem mâine 5 ani și facem și gala cronicilor. Facem și gala, da. Acum 5 ani am făcut un calcul și am ajuns la concluzia că noi, românii, am putea ajunge la media europeană de dezvoltare sau aproape de media europeană de dezvoltare în cam 25 de ani. Atenție, ca medie de dezvoltare nu înseamnă neapărat PIB-ul pe locuitor. Să știți că ăsta este un indicator care ușor, ușor își va pierde din relevanță. De ce cauză? Depinde ce faci cu acel PIB. Depinde cine a produs acel PIB și apoi și l-a luat pentru că el l-a produs. Depinde ce organizare socială ai, pentru că s-ar putea ca acel PIB pe locuitor să se acumuleze jumătate la primii 5% din societate și restul. Depinde ce faci cu acel PIB de locuitor pe locuitor. Cât dai la educație, cât dai la sănătate, cât dai la străzi, cât dai la cercetare și așa mai departe. Deci, ușor, ușor... Nu e de ajuns să-l ai. Nu e de ajuns să-l ai. Să știți că țări, uitați, țări... haideți că ne uităm acum către Orientul Mijlociu. Țările petroliere din Orientul Mijlociu au PIB-uri pe locuitor extraordinar de mari. Dar ei au alt gen de probleme de dezvoltare. Dar ai aici un exemplu mult mai bun, Cristian Grosu, și anume orașul București, care are PIB-ul mai mare decât Barcelona, decât Viena. Mai dau și alte, pot să dau eu unul dintre orașele cu PIB-ul cel mai mare european. Sigur, PIB-ul pe locuitor raportat la puterea de cumpărare. Pentru că și aici sunt niște indicatori, să zic, care corectează și creează un soi de echilibru în evaluările astea. Și să mă întorc. Și am socotit atunci că ne va lua cam 25 de ani. Am împărțit cei 25 de ani în trimestre și ne-a ieșit 100. Și aici în felul următor. Începând de astăzi, facem prima poză. Poza era chiar în plină guvernare Dăncilă. Facem prima poză pentru că erau și anul centenarului, 100 de ani. Facem astăzi prima poză și apoi trimestru cu trimestru fotografiem totul. Vreme de 25 de ani. Și o luăm invers, de la guvernul Dăncilă. Și să vedem unde ajungem în 25 de ani. Asta e foarte tare. O secundă, cred că am adus cu mine și... Ai și numărul 1? 100? Da, 100. Numărul 100. Da. Ăsta este primul număr, adică numărul 100. Și în acest număr am pus față în față guvernul Dăncilă din 2018 și guvernul Brăteanu din 1918. Și am luat cele două guverne și le-am pus face to face. Și atunci când vedeai că, de exemplu, guvernul Brăteanu l-a avut la dezvoltare și investiții pe Angel Saligny și noi îl aveam pe, nu mai știu cine era în guvernul Dăncilă. Da. Exact. Da. Sau era Petru Poni la educație. Vestitul Petru Poni și noi îl aveam pe domnul Genunche, Liviu Pop, cred. Așa că el era. Și așa mai departe. Și am pus față în față și am spus, este oare acesta un progres? Unde s-a rupt ața? Pentru că legislatură de legislatură vezi că scade, să spun, capacitatea, să-i zicem profesională, ca să ne exprimăm elegant, a decidentului de a se raporta la misiunea pe care o are. Ce vrea să zică numărul ăsta care este 95 cu istoria nu iartă proștii? În acest număr, noi am făcut la vremea respectivă o listă cu avantajele pe care le avea România în acel moment, în acel trimestru. Era ca un soi de potrivire a unor lucruri pozitive și în care articulam în felul următor. Pierdem acest tren. Pierdem aceste avantaje și istoria nu ne va ierta, pentru că murim cu ele în brațe. Dar care sunt avantajele României, Cristian Grosu? Că și eu mă chinui să le aflu de multă vreme. Deci avantajul competițional al României în relație cu alte state, care sunt? În primul rând, noi am avut niște avantaje comparative. Știți că e combinația asta, avantaje comparative, și o să explic acum ce sunt, și avantaje competitive. Avantajele comparative sunt cele pe care le ai la un moment dat, fără să fii forjat
pentru a le obține. Uh-huh. De exemplu, am o combinație excepțională de forme de relief, am câmpie, am munți, am dealuri, am ieșire la mare, am o treime din Dunăre pe teritoriul meu, am râuri, am apă dulce, am tot ce vrei. Asta e un avantaj comparativ. Am resurse ale subsolului. Un alt avantaj comparativ pe care l-am avut și l-am pierdut a fost mâna de lucru adecvat calificată în momentul Revoluției. Noi aveam profesioniști foarte buni în cam toate meseriile. Sigur, era vorba de un alt gen de economie, dar profesionistul era profesionist, adică strungarul era strungar, frezorul frezor, electricianul electrician, inginerul inginer și așa mai departe. Am pierdut. Asta este unul dintre avantajele comparative pe care le-am pierdut, n-am reușit să-l transformăm într-un avantaj competitiv. Avantajul competitiv este ăla în care pui o valoare adăugată pe ceea ce ai. Așa. Și ieși la bătaie pe piețele internaționale și acolo te impui. Și noi am făcut la un moment dat, că mă întrebai, deci un titlu cam dur, uneori formulăm și ne învârtim foarte mult în jurul cozii până să ne alegem titlul. Istoria nu iartă proștii, adică cei care mor cu marele lor avantaje în brațe, care sunt dezorganizați, care nu știu cum să procedeze, până la urmă vor plăti. Știți că există vorba aia americană, nu există prânz gratis, no free meal. E valabil începând de la cetățeanul simplu, dar și până la o țară, pentru că totul se plătește. Ce, atunci dacă ar fi să-mi numești un avantaj competitiv, adică astăzi România, pentru că aici va merge de fapt la un moment dat și finalul discuției noastre în care punem valoarea adăugată, speranța mea că România poate să pună valoarea adăugată. Dar dacă te uiți la 2023, astăzi, noiembrie 20, când înregistrăm noi, avantajul nostru competitiv este... Avantajul nostru competitiv este capacitatea unei anumite părți din societate de a se adapta mai bine decât o pot face oamenii din alte state, chiar dezvoltate, la o situație producătoare de valoare adăugată mare. Asta este un lucru extraordinar. Adică vezi... Știți că e vorba aia cu o cheie oarecum peiorativă, domnule, românul e descurcăreț. Chiar e descurcăreț, dar nu într-o cheie peiorativă, ci se adaptează, a te descurca înseamnă a te adapta rapid la o situație din mers. Și ăsta este și lucru care îți dă uneori un soi de optimism. Când vezi că o anumită zonă profesională simte, miroase imediat care este trendul și se duce pe zona respectivă. Din nefericire, însă, există un lucru care ne subminează acest avantaj. Există un sentiment al zădărniciei de a trăi aici, iar oamenii tineri, mai ales după ce își întemeiază familia și își fac copiii, se uită peste graniță să-și ducă copiii în altă societate, la alte școli, în alt sistem de educație, în alt sistem de sănătate. Ori lucrul ăsta ne subminează această valoare, acest filon. Mai ales că genul ăsta de oameni sunt și foarte căutați afară. Așa numitul exod al creierilor din România nu e doar o metaforă. 26% dintre cei plecați sunt cei mai buni profesioniști din România, cei cu cele mai înalte calificări. E de fapt procentul cel mai mare. Eu am crezut că noi exportăm forță de muncă ieftină în procent mare. Mă uitam pe date ieri că am avut... Aia s-a dus. S-a dus perioada aia. Noi exportăm creiere, oameni foarte bine pregătiți. Asta este, cum să zic, asta este cea mai mare dramă a României. O să mă întorc la valoarea adăugată, pentru că o să te întreb pe parcurs ce, din opiniile tale și ale celor care scriu un cronici sau pe curs de guvernare, ce tip de industrie ar trebui noi să aducem aici
ca să rezolvăm treaba asta. Dar hai să facem niște fotografii. O să spun așa, că eu citesc editorialele lui Cristian Grosu de pe Curs de Guvernare foarte des. Adică zilnic eu intru pe Curs de Guvernare, mă uit să văd ce scrie Cristi în principal, pentru că el are viziunea asupra României. O să mă ghidez și după editorialele tale. Hai să plecăm de astăzi. Noiembrie 20 urmează reforma fiscală. Da, să fie pusă în aplicare, poate chiar e pusă în aplicare zilele astea. E foarte rău? E foarte rău ce s-a întâmplat? Că a umblat Ciolacul la taxe? E foarte rău modul în care a umblat. Sigur, eu am venit cu o soluție la un moment dat, am scris-o într-un text. Nu era neapărat o soluție de urmat, dar eu am, intuind cam ce ar putea să urmeze, eu am venit cu o soluție mult mai simplă și poate mai puțin păguboasă pentru economie. Care e cel mai rău lucru care s-a putut întâmpla? Taxarea cifrei de afaceri. Deci asta nu se întâmplă nicăieri într-o economie liberală. Sigur că poți să ai anumite idei, suprataxăm energia sau suprataxăm, nu știu, băncile sau suprataxăm, nu știu ce, în momentul în care poți constata că oamenii au niște profituri uriașe sau nejustificate sau justificate doar de o conjunctură, cum a fost în energie și toată Europa a suprataxat energia. Dar atenție, n-a suprataxat cifra de afaceri, a suprataxat profitul. Și ce e rău dacă se taxează cifra de afaceri? Rațiunea pentru care stă în picioare economia noastră, nu a noastră românească, ci economia, capitalismul liberal de piață, este profitul. În momentul în care ai scos lucrul ăsta, dispare motivarea oricărei ființe umane, că este salariat sau că este angajator. Profit înseamnă să obțin cât mai mult din muncă, din capital, din orice fac eu, dintr-o activitate. În momentul în care ai abolit lucrul ăsta, omul devine apatic. Cum era în timpul lui Ceaușescu, păi ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim și așa merge treaba. Așa. Ține cumva de natura umană lucrul ăsta. Ori în momentul în care ai scos taxarea profitului din ecuație și te-ai dus pe taxarea cifrei de afaceri, păi asta făcea și Ceaușescu de la companii. Există profit, e taxabil. Nu? La revedere. B, mai e un mai are o rațiune. Gândiți-vă că cineva investește și în loc investind înseamnă că bagă niște bani. Băcând niște bani, nu știu, în utilaje, în tehnologie, în ceva, el așteaptă să-și recupereze această investiție, pentru că altfel nu are nici cel mai mic rost să investească. Nu-i așa? N-are, e prea multă bătaie de cap și prea multă cheltuială. În momentul în care ai făcut lucrul ăsta, tu trebuie să trebuie să ți se permită să-ți deduci cheltuielile și investiția din ceea ce încasezi. Nu-i așa? Ori ție, în momentul în care ți se taxează cifra de afaceri, ca să nu mai spun că există multe tipuri de companii trimise pur și simplu pe pierdere. Ca să vă dau un exemplu, sunt mari distribuitori care merg cu volume foarte mari, dar cu marje de profit foarte mici, de 1, maxim 2%. Păi, aluia, dacă i-ai taxat cifra de afaceri, deja l-ai trimis în pierdere. La ce face? Eu nu pot să-mi dau seama cum vor arăta bilanțurile la anul, decât sub un anumit aspect. Ori acele firme vor merge în pierdere, și atenție, vorbim de firmele de peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri, adică sunt chiar stâlpii economiei, ori aceste impozite vor fi băgate în preț, pentru că n-au cum să iasă altfel din situație. Asta și zis guvernatorul că urmează o nouă serie de inflație. Evident, da. Marea problemă, ca paranteză la inflație, este că guvernului, acestui guvern, și eu cred că și altor guverne de iurea, le convine această inflație, pentru că cu această inflație se plătesc practic datoriile în creștere făcute în ultimele două crize, odată criza COVID și apoi criza energetică.
Și eu cred că cu o gură se spune cât mai jos inflația, cu cealaltă lăsați-o acolo ca să mai respirăm. Acum, Cristian Grosu, în România, totuși, 1%, nu sunt mici taxele astea, adică mă uit în țările, să zicem, mai vechi, democrații occidentale, liberale mai vechi, taxele aplicate sunt taxe mari pentru ca serviciile statului să se întoarcă. Prin comparație, sunt mici. Marea problemă în România, de fapt, e un cumul de trei probleme care se suprapun. Primul lucru care trebuie zis. Există o formă de taxare care se adaugă la taxa generală. De exemplu, taxarea muncii. Taxarea muncii, să știți că nu o plătește neapărat muncitorul, creșterea taxelor. Pentru că dacă ne uităm în jur și ne uităm la cutumele, la felul de a fi în care se discută în România, să fim serioși, oamenii ce își discută? Salariul net. Da. Deci în momentul în care ai o taxare a muncii mare, restul de taxe, tot ca și cheltuială salarială, îi figurează patronului. Ori noi avem una dintre cele mai mari taxe pe muncă. Pe muncă, da. Sigur că s-au trecut taxele de pe angajator pe angajat. Da, dar asta este doar o chestie formală. Pentru angajator înseamnă, la nivel de cheltuieli cu salariile, la fel. Și aici avem un soi de impozitare suplimentară. Okay. A doua chestiune. Da, sunt taxe mai mici decât în alte state. Aceste taxe au fost păstrate la un nivel scăzut tocmai ca să atragem investiții. Pentru că dacă te uiți, autostrăzi încă n-ai. Digitalizarea administrației încă nu. Da. Forță de muncă adecvat calificată, trebuie tu, ca angajator, ca mare angajator, să te aliezi cu alții și să-ți faci o școală profesională în învățământ dual, pentru că sistemul public nu mai reușește să-ți asigure forța de muncă. Și atunci ce a trebuit să-i dai ceva? Îi dai taxe mici pentru că nu-i dai restul serviciilor. Că nu-i dai restul serviciilor. Ăsta e un cerc vicios. Și a treia chestiune, da, sunt de acord cu creșterea taxelor, dar în două situații. Numărul unu, avem o copleșitoare evaziune fiscală. Copleșitoare. Și când spun copleșitoare, mă refer la dezinteresul statului de a opri această evaziune. Am și scris în curs de guvernare, am scris. Gândiți-vă că la vamă, de exemplu, doar 2% din scanerele de verificare a camioanelor funcționează. Sunt verificate, scanate circa 100 de camioane din cele 10.000 care ne trec granița zilnic. Asta înseamnă că statul nu vrea să facă asta. Ai scris una dintre cele mai surprinzătoare idei pe care le-am citit în ultima vreme, apropo de chestiunea asta, și hai să vorbim un pic despre ea. Dezastrul unei criminalități scăzute. Am crezut că rămân cu telefonul în mână când am citit și am zis, bă, ce vrea să zică Cristian Grosu cu dezastrul unei criminalități scăzute. Și asta se leagă, ăsta era unul dintre argumentele tale. Uitați-vă la camioanele de la vamă. Te rog, explică-mi această idee, că e importantă. Deci ce e așa rău, te întreb eu, făcându-mă că nu știu, că pe aici nu dă lumea în cap și nu știu ce. Ei, noi confundăm în general criminalitatea doar cu criminalitatea violentă. Și la noi nu avem atâta violență în societate din perspectiva criminalității cum e în alte părți. Adică aici nu se pun, n-auzim în fiecare zi că s-a pus o bombă, n-a tras ăla cu Kalashnikov-ul, n-a făcut în adres. Dar lucrul ăsta, să știți că este o iluzie.
În primul rând, pentru faptul că marii noștri, să zic, infractori, așa, infracțiunile cu violență sau ca, împotriva persoanei, s-au mutat în Franța, s-au mutat în Germania, în Italia și așa mai departe. Rețelele noastre infracționale. De ce? Pentru că una e să furi un portofel cu 100 de lei și alta e să furi un portofel cu 300 de euro. Ca să vă dau un exemplu. Sau pentru prostituție să iei pentru nu știu ce o oră 50 de lei și afară să iei 100 de euro și așa mai departe. Deci ele, acest gen de infracțiuni cu violență s-au mutat afară, pentru că acolo e rentabil, nu aici. În schimb, noi avem o foarte mare infracționalitate la modul economic, sub forma evaziunii fiscale, dar și sub forma sustrageri, ieșirii în afara regulilor. Și de asta am dat exemplu, acel exemplu cu vamă. Omul trece cu camionul, nici măcar nu este scanat să se verifice dacă are sau nu, nu știu, droguri, arme sau și așa mai departe. Și lucrul ăsta a devenit aproape natural. Statul nici nu-și mai bate capul. Dacă și-ar bate capul, ar face ceva. Țineți minte că asta este principiul. Dom'le, dacă nu plesnește ceva, înseamnă că totul e în regulă. Dar, de fapt, o groază de lucruri stau să plesnească. Țineți minte scandalul cu barca care a intrat cu droguri într-o stâncă și a ieșuat pe litoral, tocmai când sonarul nu mergea. A luat o pauză de două ore să... Așa. Ce înseamnă asta? Niște băieți știau că între ora cu tare și cu tare cineva oprește și au intrat. Ghinion s-au izbit de o stâncă și au ieșuat. Dar câte astfel de transporturi nu se petrec fără să ieșueze? Dar tu îmi spui aici... Un alt exemplu, uitați-vă la Crevedia. La explozia de la Crevedia. Vă puteți închipui câte astfel de stații clandestine funcționează la ora la care vorbim în România? Atâta că nu explodează. Dacă nu explodează, nu există, deși vede primarul, vede polițistul, vede Serviciul Român de Informații, vede prefectul, vede mediul și așa mai departe. Ce-mi zici tu aici este modificarea contractului social. Adică nu e un contract social autentic în care tu plătești taxe și statul oferă servicii corecte, ci statul nu își face treaba, dar și noi furăm pe lângă el. Nu furăm. Sau... Că vedeți, nu este un soi de furt. E un soi de... Jucăm alt joc. Jucăm alt joc? Jucăm un alt joc. Din ce cauză? Haideți să vă dau un exemplu. Și de asta spun că este uriașă evaziunea fiscală, dar care vine nu dintr-o, haideți să-i spun, dintr-un act de corupție, ci din naturalețea cu care se petrec lucrurile în jur, naturalețe de rău augur. Deschideți, vreți să vă, nu știu, să vă reparați ceva, o fereastră, un frigider, o șarpantă, un burlan. Și căutați pe internet. O să vedeți că orice meșter care vine vă ia 200, 300, 400 de lei și pleacă fără să vă lase chitanță sau factură sau și așa mai departe și îi se pare firesc lucrul ăsta. Sau, după ce vă zice prețul, dacă spuneți da factura și atunci el zice, păi da, dacă e cu factură nu e 300 de lei, 400 de lei și așa mai departe. Lucrurile astea au intrat cumva în metabolismul curent social, pentru că nimeni nu se indignează, sau puțini sunt cei care se indignează în fața proporțiilor acestor chestii. Păi știți ce înseamnă 300 de lei să schimbi o priză și să înșurubezi două becuri? Ori 25, înseamnă 1500 de euro pe lună? Asta numai dacă vine la dumneavoastră în ziua respectivă. Că dacă se duce la altul și la altul și la altul și de obicei sunt aglomerați, sunt oameni de peste 2.000-2.500 de euro pe lună total neimpozitați. Lucrul ăsta și tipul ăsta de servicii pe care ni le facem unii altora, să știți că este copleșitor. Copleșitoare este industria aducerii de mașini
din străinătate. Pentru că te uiți și vezi, până anul cu tare au intrat 200.000 de mașini second hand. Și atunci pot să cer statului să ofere mai mult dacă ăsta e aranjamentul? Da. Da? Poți să ceri din cauza că statul are toate pârghiile. Păi uitați, de ce nu se digitalizează? Haideți să începem cu digitalizarea ANAF. Așa. Dacă s-ar digitaliza ANAF, n-am avea gap-ul, golul de TVA de 35-36%, cât îl avem acum, adică 36% din ce trebuie încasat, nu se încasează. Nu că e cel mai mare din Uniunea Europeană. Cel mai mare ar fi și dacă următorul ar avea 34%. Nu. Jucăm în alt film, suntem pe o altă pagină. Pentru că următorul, cu cel mai mic gap, este sub 20%. Bulgaria are gap de TVA de 8%. Adică de 4 ori jumătate mai mic decât România. De ce România nu digitalizează să vadă totul instantaneu? Spunea și Iancu Guda aici că dacă noi ne-am culege TVA-ul, nu trebuia să facem mări de taxe. Evident. Păi cam, cam asta este socoteala. Da. Adică, da. Bun. Deci poți să-i ceri statului. Da, fii atent. Omul simplu, eu vorbesc la România în direct. Când îi spui de chestia asta, că spun și eu, bă, nu cereți factură, nu plătiți factură, nu faceți mare lucru, îți spune așa, păi ce te iei de noi? Uită-te cât fură ăștia mari. Și acum, du-mă în partea asta la altă, că imaginea asta tu spui că e copleșitoare, dar fură și marile companii pe sistemul ăsta? În privința marilor companii, cred că așa numitul furt se petrece altfel. Marile companii, atenție, dau salarii mari și totul e trecut pe cartea de muncă. Adică acolo nu există o evaziune. Da, îți iau factură de fiecare dată. Îți dau factură de fiecare dată, acolo nu. Sigurele lucruri care se pot petrece acolo sunt, e un joc al prețurilor. Dar pentru asta s-au făcut prețurile de transfer. Dosarele de prețuri de transfer. Adică să scoată banii din țară. Maniera în care scoți banii din țară. Crezi că acest fenomen este atât de extins încât să submineze practic statul român? Nu. Sau e mai curând o mitologie? Nu. Mitologie. Nu. Există și un adevăr, pe de-o parte. Eu cred că există și forțări ale tehnicii dosarilor de transfer, dar asta nu se poate face decât cu complicitatea celor de aici, din România. Chestiunea asta cu a scoate banii din țară mi se pare absurdă și am să vă zic și de ce. Păi banii aia s-ai lor. Ei au venit și au făcut un profit. Nu-i firesc să se ducă profitul de unde au venit banii? Okay. Să vă dau un exemplu. Există această noțiune de produs național brut. Și aici merită de tras o tușă groasă. Produsul național brut. Avem produsul intern brut și produsul național brut. Produsul intern brut este ceea ce se produce în România într-un an. Produsul național brut este ce încasează România din România și din străinătate. Ca să vă dau un exemplu, eu ca stat am niște firme care operează afară. Pot să dau, nu știu, niște nume. EMAG, de exemplu. Și-a deschis în Ungaria, în Bulgaria, am înțeles că se străduiesc în Polonia și așa mai departe. EMAG, după ce își face profitul acolo, plătește taxa pe profitul respectiv și-l aduce în țară. Asta este un câștig pentru România. Se adună la produsul național brut. Adică lucrurile funcționează și invers. Asta este chestiunea, să am cât mai multe companii românești cu forță care să se internaționalizeze, să iasă afară, să se ducă în piața aia, să producă PIB în Ungaria, dar să aducă profitul aici. Eu știu vreo trei, așa se numesc, poate fi mai multe, dar mă uit la ele. Sunt Bitdefender, sunt Digi, RCSRDS, care a ieșit din piața din Ungaria, avea piața în Ungaria. Ideea este că acele companii să aibă
headquarter-ul în România. În România, da. 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 Bun. Și sunt, poate sunt unele companii care fac chestiunea asta. Bun, deci ăsta e contractul social. Nu, și aici trebuie să mă îndrept către un termen pe care tu l-ai folosit și îl folosești tu destul de des aici. Tu numești structura, da? Adică bănuiesc că e vorba de establishmentul românesc. De un establishment care e cumva suprapartinic, suprapolitic. Așa. Care ce, cine e? Nu știm. Uneori ai senzația, uneori ai senzația că decizia nu se ia neapărat pe scena politică. Uneori ai această senzație. Pentru că eu stau și mă uit la pregătirea unora dintre miniștri sau dintre politicieni. Așa. Și nu am nicio reținere să mă refer, de exemplu, la domnul Nicolae Ciucă, total nepregătit și pentru poziția de premier și pentru poziția de a înțelege economia, ba chiar și pentru mentalitatea liberală. Păi, un om format din capul locului, în profesia lui, să asculte ordine, ba chiar libera inițiativă să fie, să poată fi pedepsită, nu cu arest sau cu cine știe ce chestiune, că nu ești de capul tău, nu în armată, și așa și trebuie să fie în armată. Nu poate concepe lumea din perspectiva liberală, a riscului, creativității. În armată n-ai voie să fii creativ, nu? Odată ce s-a dat, ai de făcut de aici până aici și așa mai departe. Bun, și genul ăsta de pe... Și sunt mulți alți miniștri. Noi stăteam și ne uitam, țineți minte, toată lumea ardea de doamna Dăncilă, dar să știți că, prin comparație, doamna Dăncilă față de domnul Ciucă era mai sus. Da? Doamna Dăncilă știa cum se fac niște lucruri, trecuse pe la Parlamentul European, avea un soi de înțelegere a manierei în care se învârt niște lucruri politic, pentru că uitați, asta este, de exemplu, un lucru pe care puțini oameni îl înțeleg. Oricât de bun plan ai avea ca organizație, patronat, structură care se gândește la un plan de țară, acea idee, acel plan, acea soluție trebuie să treacă în România, în Germania, în Anglia, în Statele Unite, în China, în Turcia și în Togo, de filtrul sprijinului politic. Asta este peste tot. Deci dacă nu strângi sprijin politic pentru o idee, ea moare sau se amână. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta și din cauza asta trebuie să fie foarte atenți pe cine aleg sau ce fel de clasă politică trimiți până la urmă la decizie, pentru că în mod normal cu ăia trebuie după aia să discuți. Degeaba vine guvernul și cum îmi povesteau oameni de business că au fost multe discuții până la aceste măsuri fiscale, degeaba vine guvernul și zice domnule, ne-am consultat cu federația cu tare, ne-am consultat cu organizația de business cu tare, ieri am discutat cu nu știu ce patronat și așa mai departe. Deci degeaba vine guvernul și spune dacă acolo nu sunt niște oameni care tremură de stringența acelor măsuri pe care le reclamă, de exemplu, mediul de business. Așa el bifează, se bifează o lege, a avut loc așa numitul dialog social. Marcel Ciolacu, ce impresie îți face? Dacă Ciucă îți face o impresie proastă? Nu știi de unde să-l iei. Nu știi de unde să-l iei. Încă nu știm nimic. Noi încă n-am văzut consecințele deciziilor pe care le-a luat. A făcut o reformă fiscală majoră, consecințe pe care le anticipezi. Da, puțin. Cred că vor presa inflația. Doi, știți ce este? E o discuție aici, că începusem să discutăm despre fiscalitatea României.
Da, te duci, începi așa cum a trecut competitivitatea României bazată pe salariile mici, a trecut, s-a dus, la revedere. Acum să ne uităm, salariul mediu este de 1000 de euro. Da. Nu mai e o mare sfârială să vin în România, nu mai funcționez pe lon. Da. Plătești, da. Așa cum a trecut această formă de competitivitate, așa va trece și forma fiscalității mici. Dar, repet, în primul rând, adună banii pe care trebuie să-i aduni, adică colectează, B, oprește fiscalitatea și C, nu fă nimic de pe o zi pe alta. Este incredibil. Știți cu ce seamănă? Cum e reacția în mediul de business atunci când apare o modificare fiscală? Încercați să vă închipuiți ce ar însemna să se anunțe la radio, doamnelor și domnilor, banca X are probleme și nu știm dacă putem să dăm bani. În secunda 2, toată lumea se repede să-și retragă banii, nu-i așa? Da. O reacție oarecum similară, să știți, care are și mediul de business în fața unei modificări fiscale. Imediat totul se oprește, se refac calcule. Ia să vedem asta ce înseamnă, cum. Încep să apar experți, contabilii, advisorii, consultanții și așa mai departe. Deci totul se reia de la zero, cum faci? Mai ales că o companie, CEO unei companii, managementul unei companii are de la socoteală acționarilor. Și el trebuie să păstreze, adică, profitul, da. Exact. Ok, asta va fi consecința, da, prima dintre consecințe. Bun, o să intrăm într-o zonă de alegeri, probabil că o să vedem mai multe lucruri iraționale, dar acum s-au dus și mărirea pensiilor, eu nici nu discut despre asta, este o glumă, este o... Mă refer la mărirea nu de 13%, că trebuie să dai pensiilor mici, trebuie să le dai ceva. Dar 40%, vorba, cred că, a guvernatorului BN, 40% nu există nicăieri în lume. Da, 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 corect. Ce, ți-a crescut economia cu 40%? Da, da, este o minciună sfruntată, nici da. Nu există banii ăștia. Pot să le explici oamenilor într-un minut așa să înțeleagă exact cum să împrumută România astăzi? Că eu trăiesc cu impresia că visteria este goală și ei doar așteaptă să intre banii de la mari bănci din străinătate cu care să plătească diverse lucruri. Eu trăiesc cu senzația asta. Nu neapărat de la mari bănci, pentru că instrumentele de împrumut sunt diverse. Sigur, se pot împrumuta de la bănci, chiar de la băncile din România, deși băncile din România deja sunt supraexpuse la datoria statului. Adică, în portofoliu de credite al lor, împrumutul către stat este foarte sus. Este foarte sus. Adică începi să spui prea multe ouă într-un singur coș. E ceva ce ne sperie în împrumuturile astea. Oricum ne împrumutăm la niște sume pe care niciun stat european nu le acceptă. Adică ne împrumutăm la... 7, cred că am ajuns aproape de 8% în situație? Depinde, fluctuează. Da. Dar oricum suntem, deci de o vreme, de vreo jumătate, de vreun an, ne batem cu Ungaria pentru cele mai scumpe costuri de credit. Și Ungaria a intrat în această vrie în momentul în care i s-au blocat fondurile europene și PNRR și alte lucruri din cauza problemelor cu statul de drept și Victor Orban. Și marea noastră problemă care noi încasăm sau ar trebui să încasăm banii europeni, noi suntem cu o economie, mă rog, acum e în scădere, că 0,2% cât aici pe ultimul trimestru nu e mare șmecherie. Dar unde e marea problemă? Ca să înțeleagă lumea încă o dată. Unde să duc banii? Asta odată că noi colectăm, am stabilit, și al doilea lucru, ăștia pe care îi avem, unde se vă zic, aici sunt două lucruri neapărat de punctat și de lămurit. Unde se duc banii? Eu n-aș avea, de exemplu, o problemă cu faptul că România se îndatorează, nici cu deficitul n-aș avea o problemă. Cred că și eu aș pișca puțin pe lângă regulile europene la deficit, cu o condiție. Duin dezvoltare. Duin investiții. Adică dacă tot te împrumuți scump, investiția să fie cu grad de multiplicare, cu valoare adăugată. Am făcut o autostradă, dau cel mai tâmpit exemplu. Am făcut 100 de kilometri de autostradă și știu clar că cu acea autostradă am pus pe hartă atâtea localități și acolo vor veni atâtea investiții. Dar nu e pe aici, că nu par bani aici. Doi.
Aici punem degetul pe cea mai sângeroasă rană a economiei românești. Paradigma ei de existență, de funcționare. Noi suntem un stat care își asigură creșterea economică înaltă, atenție, înaltă față de alții, prin consumul produselor altora de import, plătit cu datorii. Rețetă pentru că criminală. O creștere bazată pe consumul produselor altora îți ține economia într-o zonă neproductivă, îți crește datoria publică, asta tot ce face, scurt, împrumută, dă bani la bugetari, dă bani la pensionari, crește cantitatea de bani disponibilă la populație, banii aia se duc în consum, consumul crește cifra de afacere a retailerilor, impozităm și iată avem creștere PIB. Dar economia îți rămâne în urmă ca paradigmă. Uitați cronicile care vor apărea mâine, numărul 80, pe asta mergem, competiția cu Polonia, cu Ungaria și cu Cehia și punem față în față cifrele noastre care sunt frumoase. Am o creștere foarte mare la PIB față de ei și am o creștere a productivității foarte mare, ca ritm. Uh-huh. Ca ritm. Sigur, am plecat foarte de jos, de acolo și vine creșterea ritmului. Pe de o parte. Dar pe de altă parte, aia e o creștere mai mică, au o creștere de productivitate într-un ritm mai lent, dar sunt mari exportatori față de mine. Eu cumpăr produsele lor, nu ei pe ale mele. Păi... Și atunci stau și mă uit. Cifrele mele sunt gardul cel vopsit, nu? Afară e vopsit gardul și înăuntru e leopardul. Și cea mai mare rată de dobândă la care mă împrumut, plus ce fac cu ea? O dau în educație, îs ultimul pe toate locurile posibile. Ce nu fac decât le dau la sănătate? Salari. Nu. Sunt ultimul pe toate locurile posibile. Ce fac? Și aici chiar am bănuiala că acest gen de evaziune este tolerat de către stat tocmai pentru a lăsa niște bani în piață, pentru că ei oricum se duc în consum. Lasă-i acolo că ea se transformă în PIB. Aha. Foarte interesant, pentru că rulează mașinăria și ia taxele doar de la vânzători. Foarte interesant. Păi, bun, și atunci, hai să trecem la soluție. Să ne uităm un pic așa, că ne-ai făcut imaginea exactă, da? Ăștia-s banii pe care noi adunăm, avem evaziune, aici sunt pierderile. Bun, ce facem? Unde se rupe cercul vicios? Și aici voi adunați sumedenie de soluții. Dacă e un om care se contabilizeze soluții, apoi tu și echipa ta... Asta e numărul din, cred că din, da, de primăvară, din februarie. Țară bogată caut urgent un plan de țară. Schimbarea accelerată a modelului economic al pieței unice impune o strategie de adaptare foarte rapidă a României la economia iminentă. Mult mai bogată decât vecinii ei, țara băltește într-un model de creștere rudimentar. Adică... Da, ăsta este modelul de creștere rudimentar pe care împrumutăm, dăm salarii, importăm, cumpărăm bunurile de import, bun, taxăm consumul și la revedere. Și atunci... Și atenție, nici consumul nu-l taxăm, pentru că să știți că consumul, dacă ar fi corect taxat, n-am avea ghipul de TVA de 35%. Corect, nici pe ăla nu-l luăm. Și atunci hai să schimbăm modelul. E ceea ce spuneam eu mai de mult, valoarea adăugată. Hai să schimbăm modelul. Către ce putem face un pas, că nu mă aștept la revoluție. Știți către ce putem face un pas? Noi am insistat foarte mult în cronici pe contextul mondial. Nu există număr al cronicilor în care să nu avem câte un interviu, atenție, făcut in-house, nu cumpărăm nimic. Noi, ziariștii de la Curs de Guvernare și Cronicile, noi facem asta. Nu există număr din cronicile la care să nu avem două sau chiar trei interviuri și avem loc care 200 de pagini în revista, trei interviuri cu experți internaționali pe următoarele chestii. Economie, geoeconomie
și securitatea sau geopolitică. Din ce cauză? Cele trei influențează totul. Explodează, nu știu, o bombă la Mariupol sau la Azovstal și uite că niște muncitori la nu știu ce chestie rămân fără materie primă. Ca paranteză, merită să spun asta, am pățit noi asta cu cronicile. În momentul în care a izbucnit războiul din Rusia, am rămas fără hârtie. E o hârtie foarte specială. Uh-huh. Vezi că este premium totul. Da. Calitate mare, da. Am ales-o prin comparație cu și așa mai departe. A fost o aventură să o alegem. N-am mai găsit-o. De ce? Pentru că în Europa doar o singură fabrică de hârtie o făcea, una din Slovenia, care a luat foc. Uh-huh. Și în rest era importată din Belarus și China. Belarus a intrat sub embargo, uh-huh. Din China containerele ajung după 6 luni, ori noi aveam nevoie rapid. Am reușit să găsim într-un fund de depozit undeva prin alt județ cantitatea necesară ca să o scoatem. Sigur, prețul nu s-a dublat, a crescut cu 105% în 6 luni. Uh-huh. 105%. De ce? A căzut o bombă nu știu unde și deodată se întâmplă ceva pe aceste lanțuri de producție, de distribuție, comerciale și așa mai departe. Deci, trăim într-o zonă în care este esențial să înțelegi contextul. De aia și contextualizăm mult economia românească, oamenii românești, businessurile românești, față de contextul general, că e regional, aici Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria și așa mai departe, că e european, unde și acolo aveam o mare problemă, pentru că Europa însăși are o mare problemă, n-a reușit să își găsească poziția potrivită între Statele Unite și China, pe de o parte. Dar pe de altă parte, genul ăsta de înțelegere a contextului îți dă prin minte următoarea idee. Bă, eu dacă o să merg așa, după Pluton, oricum o să fiu ultim. Niciodată nu o să reușesc să țin pasul cu ceilalți. Dar ia să văd eu unde se duc ceilalți. Și să încerc să înțeleg care este punctul către în care se îndreaptă toată lumea și eu să nu-i mai urmez pe aici, să o iau pe scurtătură direct. Și să mă întâlnesc cu toată lumea acolo. Și care e punctul ăla? De exemplu, IT-ul la noi ar putea avea această... IT și inteligențe artificiale, nu pare un moment. Da, numai că aici, când e vorba de industrie de genul ăsta, interesul trebuie să fie pentru piețele externe. România nu e o piață pentru IT. Hai să fim serioși. Da. Sigur, merge 5 ani de zile, IT-știi români chiar ar avea ce lucra la digitalizarea tot ceea ce mișcă în administrație. Dacă aia se oprește. De exemplu, Bitdefender, modelul lor. Ei nu s-au dus către piața românească. Da. Ei și-au dat seama că aici sunt câteva mii, câteva zeci de mii, n-ajungi la masa critică. Și atunci trebuie să te duci către piețele mari. Către piața. Așa. Ești livrator. Ideea este ca tu să ai headquarter-ul aici, să fii tu inițiatorul. Uitați, un exemplu e UiPath-ul. Sigur, a sclipit steluța, vedem către ce se duc, nu știu din ce cauză. Păi sunt niște ani buni. Ori aici clasamentele se schimbă de la un an la altul. Apare altceva. Adică și lucrurile se răstoarnă. Ai atrage în România Crisi Grosu companii de top sau ai încuraja formarea unor companii? Aș încuraja formarea unor companii de top în România. În România care să ofere valoare adăugată în IT. Ok, de acord. Am dat un exemplu. Un exemplu. Ce IT-ul. Mai știm să facem? Să știți că încă mai avem o șansă la industrie. Uitați, vă dau un exemplu. Te uiți ce se caută. Polonia își deschide cu Intel o fabrică de 10 miliarde de euro chipuri. Chipuri, nu. Ungaria își deschide o fabrică de 7 miliarde de euro baterii chinezești. Baterii, da. Noi nu. Deci cumva noi trebuie să facem aici ceva
care să intre în piața asta. Domnul Striblea, toate da. Lucrurile astea trebuie în general făcute cu un plan și trebuie făcute cu oameni. Uh-huh. Pentru că fără oameni și fără relațiile oamenilor, nu există, totul rămâne doar pe hârtie. Ori poate că lumea nu-și dă seama cât de mult contează în politică, în economie, în general în cooperarea asta globală, globalistă sau deglobalistă, pentru că acum altfel se sparge vechea paradigmă globală și va fi altfel, lucrurile se așează altfel. O să discutăm acum dacă o să fie vreme cam cum se așează. Totul presupune relațiile personale, cât de mult contează relațiile personale. Discutam, de exemplu, cu fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, chiar în primul număr din cronice, numărul 100, chiar așa am și zis la interviu, jurnalul unui negociator de politică externă, pentru că el, la vremea respectivă, a fost negociatorul pe acquis comunitar din partea României. Și îmi explica, ne explica, și e interviu în acel număr de cronici, cât de mult, că asta l-am întrebat, domnule, lasă-mă cu statul de drept, cu astea, cu reguli și așa mai departe. Știm, astea sunt teoriile pe care le știm. Ci discuți cu ăla, când te vezi cu ăla. Și atunci mi-ai explicat cât de mult contează relația interumană, chimia, relaxarea cu care vorbești, maniera în care se punea problema, cum aia înțelegeau. Domnule, stai puțin, eu știu că dumneata vrei, dar întoarce-te la București și întreabă pe liderul politic dacă e de acord cu asta sau nu. Adică acea capacitate de a face realmente diplomație, dar ceea ce îmi spui tu, că aici e nevoie de oameni cu școală, cu capacitate de înțelegere, cu experiență mare, ori administrația din România nu prea uitați-vă, mai are astfel de cetățeni la vârf. În primul rând, uitați-vă că liderii politici care merg afară și fac vizite în străinătate, întotdeauna merg însoțiți de oameni de afaceri reprezentativi pentru anumite industrii. Ea nu se duc acolo să caște gura sau să se fotografieze cine știe pe unde sau la shopping, pentru că ea merg la shopping în mod curent acolo. Adică nu se duc în excursie. Liderul țării este în Africa atunci când înregistrăm noi și nu m-am văzut să existe acea trenă economică. Am mai fost cu președinții la rândul meu. Am fost cu președintele Băsescu mai multe rânduri. Cred că am fost și cu Ion Iliescu sau cu Adrian Năstase. Avioanele erau pline de oameni de afaceri. Da? Președintele Băsescu, când s-a dus în Libia, avea o trenă de oameni după el care făceau afaceri. Dar asta, vorbind de oamenii politici, așa e. Și mai există o componentă care la noi e quasi inexistentă. Așa numită diplomație economică, atașații noștri comerciali. Acolo unde e la ora asta dezastru, din cauza dublei subordonări și a manierei și criteriilor după care se aleg oamenii. Ca să vă dau un exemplu. Discutam cu fostul ambasador al României la Berlin, Lazar Comănescu, care a fost mai apoi ministru de externe. Și el îmi povestea, zice, domnule, noi avem în toată Germania 2 atașați comerciali. Polonia avea 6 numai la Berlin. Ai noștri, dacă făceau ceva, făceau, dacă nu, nu. Nu-i întreba nimeni de nimic. Ai polonezilor, cei 6, aveau criterii foarte clare și obiective și ținte economice foarte clare de obținut. Nu le îndeplineai, erai trimis acasă. Asta ca să dăm o diferență. Și aici mă aduci în altă zonă pe care n-am abordat-o. Ai reforma aparatul bugetar, adică lumea zice, bă, dați o parte din el afară. A venit Iancu Guda acum 2 săptămâni și a zis, o treime afară. Ești de acord cu abordarea asta? Nu. Și am să vă zic și de ce. Și eu sunt împotriva aparatului bugetar stufos. Dar aici există două lucruri sunt de spus aici. În primul rând, să știți că România nu are cei mai mulți bugetari pe cap de locuitor. Nu, dimpotrivă, suntem țara cu cei mai puțini bugetari raportați la populație. Asta înseamnă servicii mai slabe. Ok. Dar nu de aici ne vine din numărul mai mic de bugetari slăbiciunea serviciilor.
La noi sunt inadecvat repartizați. Știți ce înseamnă la bugetare? Haideți să ne uităm. De unde tai? De la profesori? Nu. Unde? Că n-ai destui. N-am destui. Da. Tai de la medici? Nici acolo nu ai destui. N-am destui. Tai de la poliție? Nici vorbă. Nici că... acolo și acolo e un deficit de 40%. Da. Tai de la armată? Păi, din potrivă. Acum, în zilele astea, parcă trebuie să mărești cheltuielile. Și să mai aduci. Și să mai aduci din cauza că la noi, sau de la, atenție, de la justiție, legile astea cu pensionări la 50 de ani au nenorocit sistemul de justiție, adică s-a ajuns ca un judecător să aibă mii de dosare într-un an, deci nu le poate face față. Noi suntem în zona populistă a salariilor din justiție, unde spunem că oamenii au salarii prea mari. Eu aș zice, au și dosare prea multe, astfel încât că nu mai pot face actul de justiție. Nu, acolo sunt niște privilegii care nu au ce căuta într-o țară cât de cât normală. Haideți să vă dau un exemplu, ca paranteză, ca să termină cu justiția. Am publicat pe Curs de Guvernare, am făcut o comparație între salariile din justiție, medii din justiție, față de media națională. Așa. România, Germania, Franța, Italia și mai departe. Noi avem cel mai mare raport între salariul mediu din justiție și salariul mediu din țară. Cel mai mare. Okay. După noi este Italia. Astea sunt cadourile pe care de obicei clasa politică le face sistemului de justiție ca să meargă treaba mai bine, nu-i așa? Că nu e de mirare că Italia, nu, care ani de zile a fost condusă practic de asta, mafie. Da. Mă uitam în Germania, acest raport, salariul mediu din justiție la salariul mediu din economie, e 2,5. Nu e 6 ca la mine. În Franța, la fel. Da, dar e alt tip de economii și cu mai mulți magistrați în statele respective. Da, cu siguranță. Cu siguranță. Și aici intervine și școala, să știți. Păi, de exemplu, ca să vă dau un exemplu, și cu asta încheiem cu justiția, la Institutul Național de Magistratură, acum 10 ani, se pica cu nota 8,50. Da, și se va pica în continuare. Este cel mai greu examen din România. Da, era. Era? Acum s-a coborât la 6,50. Știți păi, de ce? Examenul a devenit din ce în ce mai greu. Din ce în ce mai greu. Este aproape, am colegi în breaslă care zic că este aproape imposibil de luat. S-a scăzut la 6,50 tocmai pentru ca să crească numărul de magistrați, pentru că deficitul e mare. Deficitul e mare și examenul este foarte greu de luat. Deci nu mai reușeau să-i bage, nu mai reușesc oameni. Este un examen chinuit. Mă tem că nu mai e ca acum 10 ani. În ce sens? De calitatea profesioniștilor? Că e mai ușor. Și de aia s-a și coborât nota. Ca să poată, pentru că altfel intrau foarte puțini. Adică, asta ține și de școală, să știți. Până la urmă ține și de generații. E posibil, nu contest. Eu am altă viziune despre zona asta, pentru că știu din rândul prietenilor mei care sunt acolo, știu oameni care din sistemul de justiție, adică nu sunt magistrați, încearcă să intre, știu că examenul este chiar greu. Unul dintre cele mai grele. Asta cu siguranță. Sunt zone, cum sunt dreptul sau medicina sau și așa mai departe. Poate unde... nici măcar nu e rău. Bun. Așa, revenind la bugetare. Da. Știți unde este problema noastră? Problema noastră este la administrație. Adică acolo, într-adevăr, aparatul este, nu știu cât de supradimensionat. În schimb, este total rupt de performanță. Adică acolo nu există să spui, domnule, uite, oamenii ăștia trebuie să ducă la îndeplinire lucrurile astea și din cauza asta se întâmplă asta. Adică diferența dintre unul bun și unul mediocru nu este mare. Din ce cauză? Este o zonă a... nu toate, deci ca să nu generalizăm chiar până în pânzele albe, pentru că totuși sunt niște lucruri care merg, asta înseamnă că sunt și niște oameni care muncesc, că fără aia n-ar merge. Da. Dar este o zonă încă supusă sinecurilor. Adică și acolo, oameni puși pe criterii politice, angajări pe criterii politice. Acolo ai face reformă. Și o mică, și atenție, o mică mafie. Uitați, vă dau un exemplu. Chiar în zonele sensibile, povestea cineva care s-a dus la într-un județ, s-a mutat din București, s-a căsătorit, s-a dus acolo,
aici avea un post foarte bun la un mare spital din București și s-a dus acolo ca asistent medical și la spital i s-a cerut 10.000 de euro ca să fie angajat. Da, am auzit povestea. Și a întrebat cum 10.000 de euro? Păi la București e 5.000 de euro. La București. Aici nu prea sunt slujbe. Tu cu 10.000 de euro îți cumperi slujbă pe viață. Și slujbă bună. Deci cam așa se pune problema. Și era o chestiune, atenție, spitalul avea nevoie de asistență, adică era pe gol, îi lipsea. Da, era un tip acolo care el era cu... avea puterea să solicite deblocarea unui post. Mhm. Ai face reformă administrativ-teritorială? Da. Asta, ca să încheiem povestea cu bugetarii, da, trebuie făcut acolo o reformă. Numai că, vedeți, oamenii tot timpul au senzația că lucrurile pot fi făcute de pe un an pe altul, de pe o zi pe alta, de pe o... Dar puterea politică are în fișa postului să se gândească și să cumpănească, inclusiv haideți să zic riscurile sociale. Trebuie să găsească un ritm nu prea lung, cum a fost bătaia asta de joc cu pensiile speciale. Păi noi am și scris, este primul proiect al României făcut pe 40 de ani, când un judecător va ieși la 65 de ani abia în 2063. Da, că au crescut niște trepte. Da. Adică nici așa. Dar uitați-vă că, de exemplu, Macron a reușit în Franța să impună o creștere a vârstei de pensionare în trepte trimestriale pe 2 ani de zile. Atenție! Emmanuel Macron urmărea creșterea perioadei de contributivitate de la 41 la 43 de ani. Știți în România ce perioadă de contributivitate avem? Nu. 36 de ani. 36 de ani? Da. Da. Și nu avem curaj să o mărim. Și nu avem curaj să o mărim. Da. Lumea va protesta că muncește foarte mult. E concepția asta că noi la pensie ne odihnim, știi? Ca și cum n-am avea viață până în momentul deci, ăsta. Deci trebuie neapărat reformat aparatul bugetar, da, în baza unor criterii de performanță, în baza unor oameni care, unor posturi care se justifică, și așa mai departe. Și în niciun caz nu se face de pe un an pe altul. Dar, dacă într-adevăr vrei să faci asta, poți să o faci tu, coaliție politică, să zicem în 4 ani. Poți. Poți? Poți. În 4 ani poți. Dacă începi imediat după alegeri. Cu reforma administrativ-teritorială? Cu reforma neapărat trebuie făcută, pentru că nu se... deci, A... trebuie făcută, B, va fi foarte greu să fie făcută. Și să vă zic și de ce. Trebuie făcută pentru că există localități care nu-și, nu localități, administrații, care nu-și justifică existența. Păi atunci când tu, comunitate, comună, grup de sate, nu reușești să le asiguri și măcar salariile celor care decid primar și Consiliul Local, atunci este limpede că tu nu meriți, nu poți întreține o astfel de structură și te aliezi cu altul până când puteți să le plătiți măcar salariile. Atenție, nu mai zicem și de alte lucruri. Investiții, un avans pentru fonduri europene sau... Deci nu zicem de altceva, numai de salarii. Ori gândiți-vă că la ora asta în România peste 30% din comune nu-și pot plăti salariile. Peste 30%. Gândiți-vă că sunt peste 60% din comune au sub 2000 de locuitori. Ăia care sunt bifați acolo, că sunt locuitori, pentru că o bună parte sunt plecați la muncă în străinătate, ei au buletin de România, au buletin dar de... Dar nu sunt acolo. Dar nu sunt acolo. Asta trebuie neapărat făcută. De ce spuneam că este teribil de greu? Pentru că sistemul politic românesc a fost și este încă setat ca țară a primarilor. De aia și este ținut... ținut această rețea de primari. Ei au rol nu administrativ, ci electoral.
Nu poți să fii președinte al Consiliului Județean dacă nu te ajută primarul ăla XYZ. Și atunci cum să resetezi sistemul ăsta? Te vei întreba ca politician. Îți pierzi puterea dacă îți ataci chiar pilonii de susținere. Aici să știți că e o mare problemă, pentru că sistemul ăsta de țara primarilor dăunează enorm politicilor României, de la politici economice, la politici sociale, la orice. Pentru că, în mod normal, partidul are o viziune asupra unui sector anume din societate, din economie, și o impune până jos membrii săi, prezumându-se că toți văd lucrurile în același fel, că doar de aia sunt în acel partid, implementează ceea ce vede partidul. Ori la noi partidul nu poate să facă lucrul ăsta. Din ce cauză? Că depinde de ăia de dedesubt. E invers. Da. Deci e invers. Parlamentarul se teme de primarul de comună. Că nu și nu primarul de comună zice hai să-l susțin că uite a venit cu ideea asta. Hai să vorbim un pic, Cristian Grosu, despre ce spuneai mai devreme, despre poziționare geopolitică, poate importantă. Sigur că România e în alianțe care sunt binefăcătoare pentru ea. Dar către ce ne îndreptăm? Uite, acum cu întâlnirea asta, că suntem în apropierea ei, dintre Biden și Xi, cele două blocuri, e clar, sunt într-o competiție feroce și există calcule care arată că economia Chinei sau China însăși va deveni o mai mare putere decât America. Și atunci te întreb, noi în ce relație suntem sau ar trebui să fim cu China? Este prematur de spus în primul rând că China e pe cale să devină cea mai mare putere. E prematur. Doi, să știți că competiția nu va fi numai economică. Și aici începe marea miză. În primul rând, haideți să ne închipuim o hartă. Vedem Asia. Rusia, China, Iran. Ceea ce vedem acum cu Hamas, cu Israelul, este de fapt a pocnit Iran din deget. Iran a vrut să blocheze normalizarea relațiilor Israelului cu statele arabe din zonă și era iminentă semnarea normalizării relațiilor între Israel și Arabia Saudită. Acest lucru a fost blocat. Acest triunghi, Rusia, China, Iran, este de fapt triunghiul unei structuri sociale sistemice. Noi nu putem să spunem dacă mâine China va avea o economie de două ori mai mare decât a Statelor Unite, bă, noi mergem cu China, cu ochii închiși. Pentru că de obicei riști să importi și sistemului. Ori aici avem de-a face cu două și vom avea de-a face cu două blocuri cu sisteme sociale, societale foarte diferite. Vom avea Occidentul cu democrația noastră liberală, așa cum o știm noi cu toții, și vom avea autocrațiile gen China, gen Rusia, gen Turcia, încă cu Erdogan. O să vedem după ce nu va mai fi Erdogan peste 5 ani și 5 ani trec repede sau 10 ani trec repede, că nu o să poată merge până la, nu-i așa, da, ca Matusalem. Ce se va întâmpla cu Turcia? Dar va fi o diferență fundamentală între sistemele societale. Și cred că așa se va polariza lumea, pentru că, cel puțin din partea Statelor Unite, ăsta este genul de polarizare care ar fi de dorit. Adică să nu existe genuri din asta de cooperare într-o dictatură și o democrație, numai ca să se întâmple și nu știu atunci, ce. Și spune în care vor fi polii peste 10 ani. Deci un pol sunt Statele Unite și lumea democratică occidentală. Haideți să spunem Occidentul. Din care și noi facem parte. Din care și noi facem parte. Da?
Așa. Și cel de-al doilea ar fi o structură reprezentată de China. Nu știm cum ar putea arăta Rusia după Vladimir Putin, dar eu nu cred că ar putea arăta foarte diferit. Rusia a ratat, cred că, discernământul lui Gorbaciov de imediat după căderea cortinei de fier și căderea comunismului. Cred că Gorbaciov, dacă ar mai fi avut un 5-10 ani la putere, către alt gen de structură și de model ar fi dus economia rusească, nu totul bazat pe resurse exportate. Va câștiga războiul din Ucraina? Depinde ce înțelegem prin asta. Tu ce înțelegi? Adică cum vezi finalul? Eu cred că în final se va ajunge în baza unor negocieri de încetare a focului. Va dura mult, cred că peste 5 ani va dura toată povestea asta, până când Ucraina va putea fi cumva primită sau acceptată în anumite structuri occidentale. Nu cred într-o intrare a Ucrainei, să zicem, în Uniunea Europeană, așa cum știm noi că se intră în Uniunea Europeană. Dar un partener ceva. Un partener, da. Pentru că, vedeți, Uniunea Europeană va avea realmente cele patru viteze de care se vorbea la început, dar aceste viteze nu vor fi doar economice. Acum toată lumea merge spre extindere. E competiție pentru extindere. Pentru că dacă Uniunea Europeană nu se duce în Balcanii de Vest, se duce China și Rusia. Ideea este să-i aduni rapid. Păi n-avem bani să-i sprijinim. Adu-i. Nu-i aducem pe bani. Și Albania, și Macedonia, și evident, Serbia. Cu Serbia e o problemă. Serbia, dar, scă, da. Da. Dar cu celelalte, da. De adus cât mai rapid. Moldova, nu mai zic, în partea. Exact, asta. Da. Moldova are șanse mai mari decât Ucraina să se integreze efectiv. Bun, are și cârligul României. Nu va fi o aderare ca până acum. Adică, domnule, ăsta e acquis comunitar, astea sunt sutele, miile de legi pe care trebuie să le implementați, le-ați implementat, discutăm după aia. Nu. Vor fi pași mai întâi de influență. Mai întâi ți se va deschide piața, apoi ți se va deschide, vei avea acces la nu știu ce și așa mai departe. Deci va fi o aderare altfel decât a fost cea de până acum și care i-am făcut față noi. Nu va mai fi așa. Deci noi trebuie să fim bine, să înțelegem că facem parte dintr-un bloc occidental și că viitorul nostru ține de apartenență la acest bloc occidental. Putem să facem chiar mai mult, să știți. Dar acum depinde foarte mult și de viziunea clasei politice. În această zonă de care ziceam de patru viteze, va fi un nucleu dur care nu mai poate aștepta. Realmente nu mai poate aștepta. Franța, Germania, nu mai pot aștepta după Ungaria sau cine mai blochează nu știu ce decizie. Sau să ne mai remorcheze și pe noi România, Bulgaria și nu mai știu cine mai e prin zonă. Competiția cu companii și cu Statele Unite și cu China deja le obligă să facă pași rapizi. Câtă vreme în Europa vor fi luate deciziile doar cu unanimitate, oricând cele două state pot să fie blocate de un stat ca Ungaria sau la șantaj, cine știe ce și să ceară. Atunci? Ele, în schimb, pot face o asociere, că nu le oprește nimeni, separat. Franța, Germania, Benelux, de exemplu. Un nucleu foarte puternic. Și îi pot spune, noi avem regulile noastre, nu încălcăm regulile Uniunii Europene, dar avem o mai puternică integrare între noi. Cine vrea să ni se alăture. Astea sunt regulile. Și vor fi ele și statele care vor vrea să li se alăture. Cine nu, rămân în continuare în Uniunea Europeană 27, așa cum e acum. O altă chestiune va fi zona euro, de un alt gen de greutate. Și abia apoi va fi acea zonă, cercul 3, cu statele de care vorbeam, cu o integrare etapizată și așa mai departe, și apoi încă un soi de, să zic, cerc,
un soi de aliați ai Uniunii Europene, gen Marea Britanie, gen state care nu sunt în Uniunea Europeană, nu știu, Elveția și așa mai departe. E un necaz că nu suntem în euro? Am ratat momentul. Acum nu e de intrat. Nu, acum nu. Ne-ar dobori. Da? Ne-ar dobori în momentul ăsta. Mai ales când văd deficitele de anul ăsta, de anul viitor, de peste 2 ani. Ne-ar dobori. Deși marea miză a Uniunii, a monedei euro, să știți că este una politică. Chiar explica la un moment dat, discutam cu Lucian Croitoru, consilierul pe probleme de politică monetară a guvernatorului. Moneda euro nu are o rațiune economică. Rațiune că n-are cum să aibă. Cum poate să fie un euro din Grecia egal cu unul din Germania? Că cele două state au producții diferite și când au inflații diferite. Cum poate să fie? Să aibă aceeași putere. Și atunci doar îi ține la un loc. Este o monedă politică. Așa cum monedă politică a fost la un moment dat dolarul în Statele Unite ale Americii. Pe vremea părinților fondatori. Sau chiar rubla în fosta Uniune Sovietică, care, iată, n-a rezistat. Hai să vorbim un pic, că mai avem 15-20 de minute la dispoziție, despre bani. Știi? Bani. Cum crezi că văd românii bani? Sau cum simți că îi vedem noi bani? Nu știu, eu cred că există foarte multe chestii, foarte multe accente culturale când e vorba de bani, nu numai la români, peste tot. Eram odată în Germania și încă era marca germană și la casă unui cetățean i-a scăpat din mână, când i-a scos din portofel, o monedă de 20 de fenici. Ok. Și moneda a căzut sub casa de marcat. Aha. Omul nu a zis, 20 de fenici. Dă-i încolo, da. S-a oprit, a oprit pe toată lumea, s-a apucat, a băgat mâna să vadă pe dedesubt. Și nu numai ceilalți, nu s-au enervat. Dimpotrivă, au fost vreo doi care s-au dus mai departe și se uitau așa mai de la distanță și spuneau, mai la dreapta, mai la dreapta, până a recuperat la moneda de 20 de fenici, care nu însemna mai nimic. Nu puteai să-ți cumperi, de exemplu, o lamă de gumă cu 20 de fenici. Ce interesant. Da. Dar în România n-ai fi văzut. Nu. Astea sunt chestii care țin, chestii culturale. Și e o chestie și de și care ține și de cultură, dar și de generații, să știți, pentru că e normal ca părintele să știe mai bine ce înseamnă suta de lei decât știe un tânăr care nu e presat de nicio formă care vine din afară de a face o cheltuială, o factură, un credit și așa mai departe. Și mă tem că există în zona de tineri această tendință mai degrabă de a renunța la angajamente de cheltuială, de credite, de și așa mai departe, pentru a face cu față, pentru a face față mai bine presiunii pe care o poate pune pe om. S-a întâmplat și în alte societăți. Drămuirea banului. Dar știm să facem bani? Eu cred că știm. Da? Eu cred că știm. Din nefericire, perioada de comunism a rupt, a distrus nu doar caracterul antreprenorial al omului, ci și disciplina lui și maniera lui de a se raporta la stat, la fisc, la toate lucrurile astea. Și de a înțelege sursa și sursa banilor. De ce zic asta? Chiar zilele trecute
Economistul șef al Băncii Naționale spunea că, domnule, hai să recunoaștem că toți, sub o formă sau alta, în ultimii ani am trăit peste posibilități. Da, spunea asta domnul Laze, am citit, am făcut emisiune după declarațiile sale. Și spunea așa, domnule, să recunoaștem că de la guvern și stat până la cetățeanul obișnuit plătim și trăim din bani pe care nu-i avem. Da, ăsta este adevărul. Problema este că, și revenind la discuția de mai devreme, atunci când faci credite ca să-ți finanțezi deficitele, deficitul bugetar, ai grijă cât dai la investiții cu valoare de multiplicare și cât dai la pensii, salariile de bugetari sau și așa mai departe. Dar uite, suntem nația care nu prea face economii. Deci avem date care zice că românii nu fac economii, deși li s-au mărit salariile, adică ei au câștigat în cantitatea de bani pe care o au, oamenii n-au pus mai mult la bancă. Ei nu respectă foarte multe reguli de genul ăsta. Nu, anul ăsta să știți că au pus. Da? A fost un puseu imediat după, după COVID, un puseu de cheltuială, dar să știți că aia ține și de un soi de, să zic așa, nevroză socială, care nu e specifică doar României. Peste tot oamenii când au ieșit din case s-au repezit să plece în excursii, să cheltuiască și așa mai departe. Mai ales că în perioada de pandemie s-au și pus bani deoparte pentru faptul că oamenii nu s-au mai dus în excursii, nu s-au mai dus la restaurante, s-au învârtit mai degrabă pe lângă casă și au rezultat acolo niște bani. Dar în România a fost anul trecut un puseu de cheltuială incredibil. De cheltuială? De cheltuială. În momentul în care a început să crească brusc inflația și toți s-au speriat că lucrurile s-ar putea scumpi, mai ales lucrurile cu valoarea de folosință îndelungată. Na, adică mașini electrocasnice, exact, case, da. Și atunci au scos, bă, îmi iau acum că nu știu la cât o să ajungă, mai ales că am nevoie. Și atunci a fost atât de șocant, a fost genul ăsta de cheltuială, încât oamenii își lichidau nu numai conturile curente, dar își vindeau inclusiv participații la fonduri mutuale. Ai văzut așa ceva? Da. Da. Am și scris despre asta. Ca să-și ia bunuri? Exact. Iau banul, îl bag în ceva. Că nu mai e. Pentru că nu mai are valoare, da. Că nu mai are valoare, oricum inflația e mai mare decât dobânda la bancă, oricum aia e mai mare decât aia și așa mai departe. Și a fost. Așa, până în toamnă. Până în toamnă, când probabil și-a dat seama că situația s-ar putea îngroșa și e bine să ai ceva pus deoparte, chiar dacă dobânda e real negativă, pentru că dobânda e real negativă, e mai mare inflația decât... Adică pierzi bani ținându-i în bancă. Da. Dar tu personal ai un sistem în care îți gestionezi banii? Adică, nu știu, ce câștigi tu în calitate de și jurnalist și antreprenor? Adică ai niște reguli pe care ți le-ai stabilit? Da, am de obicei un buffer, am... de fapt, cred că și finanțele mele personale respectă regulile unei firme. Adică... Tot timpul bugetez ceva, asta e pentru asta, asta e pentru cealaltă, asta e pentru... și așa mai departe. Am un buffer în caz de Doamne ferește, sau un buffer de... pentru că se întâmplă să nu... ai intrările potrivite. Pentru că în România, în economia românească, creditul comercial are o pondere foarte mare. Adică foarte multe firme... Ce înseamnă credit comercial? Nu toată lumea care se uită la noi... Credit comercial... practic, companiile se împrumută... ce se împrumută între? Unele... Nu, no? Se împrumută unele pe altele prin întârzierea facturilor. Da, știu. Adică nu-ți dau bani, ci... Facturi la 120 de zile în plată la România. Ca de exemplu. Da. Dar este posibil și să nu fie la 120 de, sau să fie la 120 de zile sau la să ți le plătească la 140. Da. Practic, tu l-ai creditat pe el și lucrul ăsta se acceptă. Și atunci îți folosești la nivelul tău 50, 30, 20, adică faci din astea 50 cheltuiesc, 30%
îi am pentru diverse cumpărături, 20% fac economii. Am văzut eu o regulă, am văzut niște reclame în România. Nu, eu n-am fost obișnuit să fac asta, eu am 5 copii. Ai 5 copii? Nu știam treaba asta despre tine. Păi și ce înveți la 5 copii de finanță? Nu, păi sunt, acum sunt mari. Sunt mari. Cel mai mic, cea mai mică are 17 ani. Dar a trece 5 copii prin anii nebuni, toate crizele posibile și așa mai departe, a presupus mereu o contabilitate mai atipică și mai altfel am învârtit banii. Adică e o contabilitate mai grea pentru o familie din România? Evident, evident. Evident, da. Asta și e. Deciziile mai, să zic, se iau mai repede. Ai avut vreun tip de educație financiară? Ești un om de peste 50 de ani, venind din comunism? Te-a învățat cineva? Nu. Tot ceea ce am văzut, am învățat din mers de la începutul anilor 90. Bun, ca ziarist am și văzut multe, am studiat mult, am citit mult, am observat diverse fenomene. Am fost martor la așa numitul fenomen Caritas, ca ziarist am fost martor la FNI-ul lui Vântu, am fost martor la băncile apărute și stinse peste noapte, adică le-am văzut pe toate din perspectiva asta și să știți că la vremea respectivă m-am mirat foarte mult dorința oamenilor de a-și plasa banii undeva. Și le băgau în tot felul de escrocherii de genul ăsta. Da. Astăzi, în schimb, există aceste opțiuni. Sunt fondurile mutuale, sunt fondurile de pensii și așa mai departe. Adică oferta chiar este diversă. Dar oamenii trebuie să-și înțeleagă, pentru că mă uitam, de exemplu, mulți spuneau ce discutam adineori, domnule, păi uite că dobânda, inflația e mai mare decât randamentul de la fondul cu tare sau de la casa, de la fondul de pensii cu tare. Aici evaluările nu se fac punctual, ci se fac pe cicluri economice. Pentru că este normal ca uneori să se ducă inflația peste o anumită limită, economiile să coboare. Și ori economia merge în cicluri, are o pantă ascendentă și atinge potențialul, apoi urmează să scadă și așa mai departe. Asta ca paranteză, apropo de ce discutam adineori cu China, să vă zic un lucru interesant, că mi-am amintit acum cu panta ascendenta economiei. Occidentul se teme de China pentru fereastra de oportunitate pe care ar avea o China în 2027-2028. Să atace în acel moment Taiwanul, riscând un război. Dar ce e 2027-2028? 2027 ajunge China pe panta ascendentă a ciclului economic. Dacă intră pe panta descendentă, nu va mai putea să-și financeze un război de uzură. Adică 2027-28 e vârful ascendenței sau? Da. Pentru că ei au tot urcat, dar acum urcă mai încet. Urcă mai încet, dar încă sunt în creștere. Acest lucru ne-a fost povestit, nu mai știu în ce număr din cronici, de un economist, cred că de la Bruegel, care urmărea în același timp și economia și evoluția geoeconomică și geopolitică. Și spunea, dacă primul război mondial ar fi putut fi amânat 2 ani, n-ar mai fi avut loc. Pentru că Austria nu mai avea putere. Statele beligerante ar fi intrat pe o panta descendentă a ciclului economic și nu și l-ar fi putut finanța. Deci noi, acum îmi spui așa, Cristian Grosu, că ne uităm cu atenție la anul 2027-2028, anul împlinirii economice al Chinei, pentru că atunci s-ar putea să fie turbulențe. Așa se așteaptă liderii occidentali, adică așa se fac calculele de către liderii occidentali și din cauza asta se și îndiguiește zona aceea de Indo-Pacific, pentru că, de exemplu, Australia este o țară foarte hărțuită de China. Da, știu asta, da. Și s-au așezat Statele Unite acolo. Iarăși, Statele Unite se așează între Japonia și China.
Pentru că aia iarăși este o zonă periculoasă. Chiar crezi în posibilitatea unui astfel de război? Niciodată să nu zic niciodată. Și am să vă zic, două motive am să zic asta. Numărul unu, China a învățat foarte mult din experiența Rusiei cu Ucraina. Okay. Dacă Rusia reușea să ajungă la Kiev a doua zi, așa cum își propusese, și schimba regimul acolo, nu trebuia să mai facă nimic. Făcea un regim pro-rus, își aducea armata apoi în Ucraina, cum face cu Lukashenko. Și punea în sub semnul întrebării securitatea tuturor țărilor din jur, Balticele, Polonia, noi. O astfel de filozofie putea să aibă sau avea China în ceea ce privește Taiwanul. Dacă țineți minte discursul de realegere a lui Xi Jinping, când a spus că sub o formă sau alta Taiwanul va fi al Chinei. O formă sau alta înseamnă inclusiv război. Acum, văzând că n-a fost atât de simplu pentru Rusia și că Rusia s-a împotmolit practic acolo, s-ar putea să aibă o altă abordare în privința Taiwanului și să o evite pe cea militară. Asta este un lucru de subliniat, pentru că mai există un lucru de subliniat. Vedeți, noi am fost crescuți toți și în comunism, și în cei în lumea occidentală, în lumea liberă, cu ideea că războaiele sunt de domeniul trecutului și că lumea e împărțită în două, fiecare își vede de treaba lui, fiecare cu entuziasmul lui și cu rațiunea lui de a fi sau de a-și întreține cumva psihologic populația. O războiul face parte din natura umană. Eu cred că niciodată în lume nu se va sfârși războiul. Și atunci când un stat, un grup militar, o entitate statală vrea să obțină ceva și nu reușește, sau vrea să păstreze ceva și nu reușește, va apela cu siguranță la forța militară. Și vedem asta că toți spuneau, nu va mai fi război pentru că toată lumea este în armată nucleară și se teme... Mai avem tancuri, mai avem rachete, mai tomahawk-uri, mai inventăm o armă și așa mai departe. Nu trebuie neapărat să apelăm la armă nucleară. Să știți că analize de felul acesta aveți tot timpul în curs de guvernare. În cronicile. În cronicile curs de guvernare. Și eu am să te mai întreb. Avem și 10 întrebări la final pe care o să ți le adresez de fiecare dată. Toți invitații care trec pe aici trebuie să răspundă la 10 întrebări, care sunt cam aceleași. Dar înainte de a face finalul acesta, lasă-mi și mie o învățătură de antreprenor, că tu ești antreprenor mai bătrân decât mine. Ai cronici, ai curs de guvernare, ai angajați, ai ce ai învățat foarte repede ca antreprenor. Multă lume dintre, sau mulți dintre cei care se uită la noi sunt antreprenori. Ce e foarte important pentru tine? Sunt reguli pe care le urmezi? Da, urmez regulile standard. În primul rând, mai ales pentru faptul că suntem presă și nu-mi permit să critic, de exemplu, guvernul că nu colectează, primul lucru pe care îl plătesc trebuie să fiu cu taxele la zi sau, hai să zic, cu o întârziere de maxim 2 săptămâni, pentru că genul ăsta de întârzieri pot apărea tocmai din cauza acelui fenomen de încasez greu bani. Adică ai probleme cu încasatul banilor. Dar e primul lucru pe care îl plătesc. Nu vreau să mă trezesc că mă sun un ministru pe care l-am criticat și să zică, bă, tu vorbești, plătește-ți dările și după aia comentează de ce nu facem noi un lucru sau altul. Că de aia nu avem bani. Că uite, tu nu plătești. Dar din perspectiva business-ului general, să știți că am construit foarte greu, pentru că domeniul nostru, cum tu știi mai bine, este foarte atipic. O tenacitate și o convingere că va ieși inuman, neomenește. Care asta m-a și slăit de energie în ultimii 13 ani. Te știu, tu ești omul care muncește de dimineață până seara. Și totul bazat pe convingere că va ieși.
este... Și că tot timpul trebuie găsite soluții. Și că nu există, mai ales într-o țară cu România, ca România, cu reguli oarecum atipice, cu o populație care nu are acea masă critică de cititori. Uh-huh. Pierdem clienții, sunt în afară. Da, pur și simplu. Trebuie tot timpul să găsești soluții. Nu există soluții standard. Dacă ai senzația că le-ai așezat pe toate și după aia dai pe pilot automat, nu merge. Aici nu merge pilot automat. Mulțumesc tare mult pentru prezent. Și eu mulțumesc. Spor la treabă. La fel. Thank you.